Salut și bine ați venit la Gânduri cu Tâlc. Sunt Camelia Tița, prietena voastră, și la Gânduri cu Tâlc astăzi vreau să vă vorbesc puțin despre iluzia optică, despre acea păcăleală, i-am mai zice noi, în funcție de intenția cu care este făcută și manipulare. Dragii mei, sunt în fața unui acvariu cu niște peștișori drăguți și veseli, zglobii, de un soi anume, nu mă pricep să știți, unul este mai deosebit decât ceilalți și este o plăcere să îi privesc. După cum vedeți, pe fundul acvariului se află pietricele, rădăcini, tot felul de pietre și alte lucrușoare care creează iluzia că ei sunt într-un mediu natural. Pe fundal, în spate, acolo în background, iarăși este un tablou care creează o iluzie că spațiul în care ei se află este natural, este nemărginit și ei sunt liberi, dar de fapt ei sunt captivi într-un acvariu. Ia uitați-l cum arată, destul de limitat, da? I-aș zice, nici mic și nici mare, ci limitat. În timp ce tot spațiul și efectele, să zicem, vizuale și tot cum este creat aici, ca lumini și ca oxigenare, se încearcă crearea iluziei că ei sunt într-un spațiu natural, ca să se simtă bine. Sunt păcăliți, am zice noi așa, și ei se lasă păcăliți că n-au ce să facă. Dragilor, mă gândeam că așa este și în viață. Ni se prezintă lucrurile într-un fel, când de fapt lucrurile stau în alt fel. Și dacă mă gândesc așa și la situația cu pandemia, cu războiul, cu câte minciuni, câte iluzii, câte, cum să zic, aparențe, câte manipulări, câte... Știți la ce mă refer, da? Când, de fapt, lucrurile stau cu totul și cu totul diferit. Acum, ideea cu care aș vrea să rămâneți la sfârșit este următoarea. Vedem ce vedem, da? Deci filtrăm o realitate prin ceea ce suntem noi. Adevărul adevărat, gol goluț, numai Dumnezeu îl știe. Și de aceea, în final, v-aș îndemna să ridicăm ochii spre cer și... Să ne gândim că doar de acolo vine ajutorul și indiferent câte manipulări și minciuni și păcăleli am fi, cum să zic, momiți să înghițim, dacă avem credință și nădejde, Dumnezeu va avea grijă de noi, de fiecare în parte. Vă pup, vă iubesc și să ne fie de folos!